Calculul la o problemă de răsucire static determinat. Din exemplu 11. Din playlistul răsucire. Pentru a face calculul de răsucire, avem modulul General Analysis, Axial Torsion și Beams. Aici, în opțiunea Analysis Options, alegem Torsional Deformation. Deci schimbăm unitățile de măsură. Schimbăm unitățile de măsură pentru lungime milimetri, pentru diametru milimetri, pentru modulul de elasticitate transversal milimetri și pentru tensiuni megapascal. Torsiunea sau momentul newton în milimetru. Unghiul de rotire, radiani. Deci, în exemplu 11 sunt 4 regiuni. Și adăugăm încă o regiune. În capătul liber acționează un moment trigonometric. Deci, aici în program el va fi pozitiv de 5 mO. 5 mO, deci 5 ori 10 la 5 N ori milimetru. 500.000 sau 5 la 5. Fapt, 5 ori 50.500.000 să fie 500.000, deci 500.000 de newton ori milimetru. Deci pozitiv este sens trigonometric și avem și condiția sau convenția de semne. Să iau sistemul de coordonate și cum definim sens pozitiv pentru moment. Deci aici în punctul 5 avem un moment 5 mO, în punctul 4 un moment mO, deci 100.000, dar care rotește în sensul orar. Deci va fi cu minus. În punctul 3, un moment 2MO, care rotește în sens trigonometric, deci 200.000. Și un moment MO în punctul D, sau în punctul 2, care rotește în sens orar, deci va fi minus 100.000. Punctul 1 este încastrat, deci rotirea aici este 0. Lungime. Lungimea nu este dată în condiția problemei, deci aleg eu. Adică este dată doar literal. Să spunem 100 de milimetri, el va fi egal cu 100 de milimetri. A doua regiune 200 de milimetri, a treia regiune 100 de milimetri. Și a patra regiune 150 de milimetri. Deci, secțiunea transversală este cerc. Și este plină, da? Din calcule a ieșit 29 de milimetri pentru toate 4 regiuni. Diametru interior 0. Modulul de elasticitate. Să spunem că este un oțel. Deci va fi 80.000 de megapascal.
Și în principiu asta este tot. Apăsăm butonul Compute. Aici avem schema. Aici avem rotirile. Și pentru fiecare regiune în parte avem deci momentul de răsucire, da? Momentul de torsiune de regiune. Dacă apăsăm butonul plots, aici primim diagramele. Deci, în prima diagramă, 500 ori 1000, deci o să fie 500 de mii. În prima regiune, 500 de mii de newton ori milimetru, a doua regiune, 600 de mii de newton ori milimetru, 400 de mii de newton ori milimetru, a treia și a patra regiune, 500 de mii. Și deci diagrama de tensiuni. Deci din condiția problemei trebuie să fie sub 133. Și ea este pentru regiunea 2, cea mai mare fiind peste 120. Ceea ce înseamnă că dimensionarea nu s-a făcut corect. Și diagrama de rotiri, Fi, care deci vom avea în capătul liber, de fapt în toate secțiunile vor fi rotiri pozitive. Da? Deci asta este calculul la torsiune, da? Și trasarea diagramelor cu ajutorul programului MD-Solid.